Greu la zăpadă cu ajutoare sociale mici. Cam așa am putea să rezumăm situația satelor populate de bătrâni fără putere și acoperite de troiene, unde autoritățile se chinuie să mobilizeze armatele de asistați social. Care asistați sunt ca mașinile. Unii pornesc mai ușor la ok, așa, ei merg și cu vorba bună, dar alții se mobilizează mai greu, au motoarele mai sensibile, o iau din loc doar pe bază de țuică. Cei care i-au ajutat pe bătrâni lucrează în folosul comunității ca să primească astfel venitul minim garantat. Există însă locuri în care vârstnicii sunt ignorați, chiar dacă ar avea cine să-i sprijine. Asistații sociali cer să fie plătiți în plus și nu fac fapte bune. Doamne, la câți asistați sociali există în România, țara asta s-ar putea dezăpezi în câteva ore. Și când zic România, zic toată România, deci toată, domne, nu doar aleile principale. Și mă refer, desigur, la aleile către Cârciumă. Dar să lăsăm vorbăria că avem treabă, avem de negociat cu un asistat de-asta. Ia fiți atenți aici, listă cu pretenții. Un milion. Un milion pe zi? Da. Mâncă o tură, ceva? A? Asta obligat, mâncare, băutură, unde plecăm, țigara, obligat, că eu nu pot sta fără țigară. Așa, tăticule, fi tare pe poziție, păi da. Păi stai așa, de ce să tragi lopata de coadă când pe aceiași bani poți să tragi doar mâța de coadă? Hai că mai avea puțin și o băga pe aia din repertoriul manechinelor. Nici nu mă dau jos din pat fără țigară și un milion de lei, dar n-a băgat-o, pentru că sigur n-are pat. Uite pe cine risipim noi ajutoarele sociale. Uite unde se duc banii noștri. Bani care ar putea ajunge mult mai bine într-o autostradă demolată sau, nu știu, într-un stadion inutil. Deci pe bune, cred că nici Mutu n-a avut atâtea pretenții când s-a întors în România să dea la lopată în Liga 1. Țigara, obligat că eu nu pot sta fără țigară.